Astă noapte în bucătăria fetelor, Denis pregătea o surpriză pentru aniversarea lui Valentin și a Gabrielei. Și doamna Giga punea umărul să o ajute. Supra-natural, din cap până în picioare n-ai nimic banal. Privirea ta mă are și simt curent din cap până în picioare. De unde ai venit? Ca o cometă dintr-un inim. Și de ce suntem aici? Nu. Da. Știu. Inima ca o poveste. Și nu știu ce mă face să te vreau seara de seară. Noi dăm la pachet, că aveți cu pahar la mulți ani să fiți fericiți. La fel și bine, trase fericiți. Dă una, tac, digica, mătușa mea. Așa, și să mă chinci la nunt. Dă una, păi nu sunteți aici. Sănătoși și fericiți. Sunteți aici. La nunta aia mare. La mulți ani. Mulțumim, bunica. Prima noastră, Paula. Sărbătoare. Mulțumim din suflet, doamna Paula. Fericiți să vă dea Dumnezeu să fiți și sănătoși. Mulțumim din suflet. Foarte zâmbăreți erau cei doi, iar Valentin nu văzuse încă inimioara din bucătărie, căci filmulețul trimis de susținători e rula în plasmă. Și mai multe emoție, iar Gabriela îl conducea pe Valentin spre bucătăria fetelor. Noi mergem în cafea? Da. Ta-da! Bine ai venit! Mă invizi la tine acasă? Da! N-avem cum să le spun. Păi așa sunt și aici și acum și așa am fost mereu, adică n-am cum să mă schimb. Și mâine avem cea mai frumoasă, cea mai frumos cadou. Să te duci bine seara asta, că mâine nu dorm. Nu dorm? Vreau să zic un banc frumos. De la cu branduri? Și e gung. Serios. Vă spun, nu știți toată viața mea de la început. Te abia aștept.
să ții cont cine te aștepta toate chestiile astea. Bine. Să ții tu cont pentru tine. Păi eu să țin oricum. Fii cu ochii în patul, că oamenii care te aștept sunt dragi. Care te aștept fără interes. Da, sărutul vostru, vostru aniversar a fost în sala de sport. În sala de sport, acolo unde s-a întâmplat acum 2 luni. Da, exact. Nu înțelegeam prima dată că am văzut gantere de 1 kilogram puse așa într-un cerc și mă gândeam... A, dar după aia m-am prins. Era un pas mai așa, dar nu mi-am dat seama. Ok. Sper că nu pleci în tricou. Nu, în geacă. Așa că ți-am... un plovăr ai? Nu îmi trebuie, că am geacă groasă. Nu, că nu sunt friguros. Eu v-am zis, cu ploaie și cu da, 10, 11, 12 grade. Dar nu contează, când mergi undeva cu omul iubit, chiar asta nu contează unde te duci, dacă bate vântul, dacă plouă, dacă... Așa este. Dacă ești răcit. Cum sunteți? Foarte bine. Suntem foarte bine. Ce-a trecut, supărarea? Da, așa sunt eu, că nu mai ai capul. Trebuie să mă descarc. Dar de ce te-ai supărat așa tare? Ei, nu știu. Așa, pur și simplu. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Nici mie. Da. E o chestie pentru care eu știu că nu m-am supărat și... Dar așa e. Chiar părea chestia asta, ca și cum m-am supărat. E o oglindă. E... Așa este, da. Tot voi. Așa este. Adică nu eram... am acceptat eu chestia atunci și de-aia m-am supărat, nu știu. Poate e o chestie care nu ți-a picat bine. Așa și este, atunci... Da. Important este să discutați lucrurile astea, să le rezolvați și să fiți sinceri unul cu altul. Dar noi mai discutasem despre subiectul ăsta și în trecut, adică nu era ceva nou. L-am mai discutat de vreo 2-3 ori înainte de seara respectivă. Adică, na, alo. Bine, hai să ne concentrăm pe lucrurile frumoase care urmează să vi se întâmple astăzi și mâine și vă invit să vă duceți acolo, să plecați. Hai! Mulțumim. Da, drum bun! Mulțumim. Să vă simțiți bine! Să vă mulțumim! Distracție plăcută! Drum bun, distracție faină! Ce faci? Ah, ok! Și ca mulțumim, să... Mulțumim, e super! E frumoasă! E frumoasă! Pa, pa! Și ca să...